Noi avem o înțelegere din anul 2008 că la Consiliul Județean Gorj, PSD-ul și PNL-ul vor vota împreună, consilierii județeni PSD și PNL au o înțelegere și o alianță. Nescrisă e adevărat, dar care respectă. Trebuie să respecte. Și PSD-ul a respectat, PNL-ul a cam fost folosit. PSD-ul a respectat. De ce a fost folosit PNL-ul? Avem un vicepreședinte al Consiliului Județean. Această funcție obținută cu voturile celor de la PSD. Înțelegem că ați venit la Târgușiu numai pentru a asigura pe domnul Călinoiu că protocolul va continua și nu veți cere nimic? Nu, am venit pentru o înțelegere, o întâlnire cu colegii mei de aici. Nu există puciște, există numai colegi de partid și unii și alții sunt colegi. Dar care i-au supat pe alții sau i-au trecut pe liste fără să știe aceștia? Într-un partid întotdeauna este o concurențialitate. Evident că toată lumea vrea să accede la conducere. Conducerea are maxim 15-20 de membri, iar cei care vor să accede la această funcție sunt întotdeauna mai mulți.